Mira se bucură din plin de soare și mare pe plajele din Zanzibar și, cum are o relație foarte strânsă cu fanii ei de pe rețelele de socializare, nu uită niciodată să împărtășească cu aceștia imagini parcă desprinse din rai. A avut parte de o vacanță exotică, fix așa cum și-a dorit. Acum Mira a ajuns acasă, însă se pare că încă nu a epuizat toate fotografiile pe care le-a făcut în vacanță. Mira este o cântăreață foarte talentată de la noi din țară și, în ultimele zile, și-a încântat fanii cu cele mai frumoase imagini în costum de baie. Ipostazele sexy în care s-a fotografiat artista au fost pe placul fanilor ei din mediul online, dovadă în acest sens stau numeroasele complimente pe care le-a primit artista, dar și zecile de mii de like-uri pe care le are la fotografiile în costum de baie. Cu toate că este acasă, Mira a publicat o serie de imagini din vacanță. De data aceasta, talentata artistă poartă un costum de baie albastru care se potrivește perfect cu peisajul. Soare din plin, mare, plajă, palmieri, au fost ingredientele pentru o vacanță reușită, iar Mira a avut parte de câteva zile de relaxare în Zanzibar, loc în care și-a încărcat bateriile pentru o perioadă în care va avea nevoie de multă energie pentru a face tot ce și-a propus în plan profesional. Ieri aici, azi acasă. Dar ce bine e și acasă, în patul meu. Virgulă a scris Mira în dreptul fotografiilor din Zanzibar. Fanii au fost de-a dreptul fascinați de cât de bine arată Mira în costum de baie. Pentru că în ultima perioadă admiratorii au avut ocazia să o vadă pe artistă în ipostaze ferbinți, la propriu și la figurat, sau în trecut în comentarii care mai de care mai frumoase.